Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a sfințit astăzi catapeteasma Bisericii Liceului Teologic din Făgăraș. Locașul de cult este ocrotit de Sfântul Ioan Evanghelistul. Se sfințește catapeteasma aceasta, prin stropire cu această apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Mare Mir, întru cinstea și slava Marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și întru pomenirea Sfinților Săi. În numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, și al Sfântului Duh. Amin. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu a săvârșit Sfânta Liturghie și a ținut cuvântul de învățătură. Iată-ne în biserica din Făgăraș, o biserică nouă, închinată Sfântului Ioan Evanghelistul și Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei. Am înălțat rugăciuni împreună cu binecredincioșii creștini și le-am transmis mesajul sfânt al Evangheliei de astăzi. Trei lucruri importante trebuie să le reținem din Evanghelia de astăzi, în Duminica Iertării. Întâi de toate, iertarea semenilor noștri. În al doilea rând, ne-a învățat Evanghelia de astăzi cum să postim într-un post smerit. Și apoi, la toate să adăugăm fapta bună. Biserica Sfântul Ioan Evanghelistul din Făgăraș a fost construită în anul 2003, fiind și un laborator spiritual pentru tinerii care învață la Liceul Teologic. Se cuvine ca să dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumire pentru toate aceste realizări pe care le-am împlinit aici și cu siguranță că Dumnezeu va împlini aceste cereri și gândurile noastre. De asemenea, un gând de mulțumire se îndreaptă și către înalt preasfințitul părinte dr. Laurențiu Stez, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, care este în permanență alături de noi, ne sprijinește în toate demersurile noastre. La final, ierarhul a oferit doamnei Mihaela Judele, director al Liceului Teologic Constantin Brâncoveanu, un act de cinstire pentru munca depusă în această instituție. De asemenea, a oferit un hrisov cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înființarea școlii numărul 5, actualul Liceu Teologic.